În cadrul întâlnirilor cu reprezentanții guvernului, ministrul Agriculturii și Alimentației, Vasile Bumacov, s-a aflat într-o vizită de lucru în orașul Glodeni. Scopul vizitei a fost identificarea problemelor cu care se confruntă producătorii agricoli din teritoriu. În discursul său, ministrul Bumacov a prezentat un raport privitor la situația actuală din agricultură, pe care a identificat-o ca foarte complicată, politicile promovate și măsurile întreprinse de minister în sprijinul agricultorilor. Cele unii, cum ziceam noi, unii am întors sau am reînsemnțat, poate nu prea, dar avem speranță că câmpurile de porumb ne vor compensa pierderile care le avem la cereale. Cu părere de rău, media ne arată că în anul ăsta mai mult de 500-600 de mii de tone de porumb nu o strângem. Am văzut că mult 1.400.000 de tone de porumb. Deci greu noi, de fapt, am recoltat 480 de mii de tone. Necesarul e de 500 de mii de tone. De fapt, cu rezervele care mai sunt, noi avem. Cu floarea soarelor, știți cum, am avut prognoză de o tonă medie la hectar pe țară. Eu cred că dumneavoastră poate să fiți puțin mai mult în zona asta. Dar începem a da prognoza mai jos, fiindcă în centru pălărie n-a reușit să facă ISAC toată răsărita. Deci aia, parc plantație frumoasă, pălării mai mari, așa, dar e jumate din pălării ISAC, floarea soarelui. Așa că mai mult de 260-270 de mii de tone nu avem posibilitate să recoltăm în acest an. La porumb e cea mai mare problemă. Eu cred că noi așa caz nu a fost în istorie. Ne-am dus să inspectăm pe câmpuri. Și că, uite, frumos câmpul arată, mai sunt ștuleți. Îți faci ștulețul două, trei sămânță. Adică nu este porumb. Nu este porumb și eu cred că ceea ce preconizăm noi 560.000 de tone, să dăi Dumnezeu să-i avem. Au urmat discuții pe marginea subiectelor abordate, precum și întrebări și propuneri. Dacă statul în timpul ăsta mi-i dă 1.500.000, el nu poate să aplice față de mine niciun leu penalitate până nu ne le dea acele 500.000. Până nu mai le dea. Păi da, dar el e inclusie asta, nu se poate spune ca asta. Asta este promisiunea guvernului. Acest lucru va fi prevăzut. Pedeapsă similară pentru cel care reține întoarcerea TVA. Promovarea subvențiilor selectiv poate fi numai în proiectele de importanță națională. În rest, trebuie să fie altfel de subvenții, la hectar, la alt sistem, iată cum, la tona de combustibil, eu știu, la fertilizanți, adică ceva care se cuprinde pe toți. Este, dar pe mai mult. Da, pe mai mult chestiuni. Dar acelea trebuie să fie subvenționate numai proiecte de importanță națională. Deci, mai ales în sectorul agrar, se întâmplă situații când un agent economic intră într-o situație așa mai complicată și nu reușește să-și achite regulamentar impozitele și codul fiscal prevede atunci când conducătorul aduce argumente că situația urmează a fi relansată să încheie un acord de eșalonare plăților pe 24 de luni la bugetul de stat și bugetul local. Și chiar contribuțiile astea obligatorie în fondul de medicină, asigurare de medicină. 24 de luni, asta e 2 ani de zile. Da. Când aduci argumente și argumentele de multe ori sunt foarte convingătoare, că omul gândește ce urmează să facă. Și noi le-am acceptat cu plăcere, le accept și inspectorat fiscal principal de stat, dar când ne ciocnim de plățile la bugetul asigurării sociale, acolo ni se spune că nu mai mult de 3 luni. Deci pot să meargă la o eșalonare a datoriilor. Dar 3 luni pentru agricultură, dumneavoastră înțelegeți că asta e ca și cum ar fi nimica. De atâta, propunerea este ca cumva atunci când argumentele sunt convingătoare și este siguranță că datoriile care urmează a fi eșalonate vor fi rambursate în termenul de 24 de luni, să margă și Casa Națională la compromisul ăsta, pentru că ei ar câștiga din asta. Eu mesajul l-am înțeles. Decât să-l falimentez producătorul agricol care am este în situația asta e atât de complicată, mai bine reașolonează și lasă să trăiască, cât la anul viitor ai să ai bani, o să fie fonduri europene și n-ai să ai cuida. Asta a fost discuția noastră cu băncile. În principiu, cu băncile au spus că noi individual, cu fiecare discutăm, o să facem tot ce e posibil. O să încercăm și cu doamna Buligă să discutăm despre problema de asta.